Este sfârșit de februarie, am revenit în livada noastră de nuc de 20 de hectare. Pomii sunt la începutul anului 3 de vegetație. O să vă fac o demonstrație a modului în care trebuie curățați corect pomii înainte de începutul anului 3. Deci, atât, uitați-vă, suntem în sectorul de Chandler. Deci noi avem un trunchi de 2 ani, așa, cu ramificații de un an. În continuare o să înlătur toate ramurile, toate ramurile laterale. Voi păstra doar tulpina centrală, din care vom continua formarea axului. Iată și cum arată pomul după tăiere. Deci am înlăturat absolut toate ramurile laterale, am scurtat cepul scurt care creștea deasupra ramurii de continuare a axului și în final deci am un trunchi de 2 ani și o continuare a trunchiului de 1 an. Pe acest segment vom avea în acest an lăstari, din care la începutul anului 4 vom selecta de la 3 la 4 ramuri pentru formarea primului etaj a axului structurat. Din mugurii aflați la vârful axului vom selecta lăstari pentru continuarea creșterii acestui ax. La un interval de 2-3 zile după efectuarea tăierilor puteți aplica un mastic special pentru aplicarea pe rănile provocate prin tăieri la pomii fructiferi sau puteți folosi orice vopsea pomicolă în care adăugați un fungicid pe bază de teofanat metil, deci teofanatul metil este substanța activă, adăugat în proporție de 100 de grame la, deci 100 de grame de fungicid la 10 litri de vopsea pomicolă. Intervalul de 2-3 zile este necesar pentru a permite eventual sevei să se scurgă, altfel riscați ca seva să spele produsul aplicat pe rană. Vopseaua pe care o vedeți pe trunchi am aplicat-o pentru a identifica pomii de Chandler. Nu are nicio relevanță pentru subiectul tăierilor. Să vedem și alt pom. Iată încă un exemplu. În cazul acestui pom, bineînțeles, voi păstra această ramură pentru formarea trunchiului și tot ce este în plus vom scoate. Deci toate aceste ramuri scurte, inclusiv aceasta mai puternică, va fi scoasă. În rezultatul tăierilor am înlăturat toate ramurile scurte, inclusiv acea ramură mai lungă. Am înlăturat ramificația scurtă deasupra continuării axului. Axul l-am scurtat deasupra unui mugure care revine spre centrul, spre centrul pomului. Întotdeauna scurtarea încercăm să o facem spre la un mugure care revine spre centru. Am atașat în modul corespunzător ramura din care vom forma trunchiul și deja în cursul anului 3 vom avea o garnisire cu ramuri pe toată lungimea axului, în care vom selecta în anul următor ramuri pentru formarea primului etaj al scheletului și ramuri pentru continuarea dezvoltării axului. Mergem la următorul. Iată un pom ceva mai ramificat. Iată creșterea inițială până la începutul anului 2 și în cursul anului 2 am avut mai multe ramuri care s-au dezvoltat. În acest caz, deci evident, ramura care este atașată de suport este acea ramură pe care o vom păstra pentru formarea axului. Toate celelalte ramuri le voi suprema. Am efectuat tăierile pe lungimea trunchiului inițial, plus am scurtat axul deasupra unui mugure care, după cum spuneam, revine spre partea care este centrul pomului.
și scrutarea s-a făcut respectiv la o mugure care revine spre centru. Iată încă un exemplu. Deci, la începutul anului 2, creșterea a plecat din acest punct. Am avut mai multe ramuri care s-au dezvoltat și ramura de bază care va constitui trunchiul acestui pom. Iată, avem aici o bifurcație. Sigur că va trebui să suprim una din cele două ramuri și voi păstra doar una. Evident, pe cea mai dreaptă, ramura cu creștere cea mai verticală și cu punctul de inserție cel mai bun la bifurcația respectivă. Am înlăturat toate ramurile necesare, am păstrat doar continuarea axului din cele două ramuri pornite din bifurcația, am suprimat una, am păstrat-o pe a doua și am făcut o deschidere la o mugure care mi-a părut mai bine format pentru a asigura creșterea axului. Iată un exemplu mai puțin standard, mai puțin obișnuit. Ce s-a întâmplat în cazul acestui pom? Începutul anului 2 am avut un trunchi, un lăstar de aproximativ jumătate de metru. În cursul anului 2, în anul precedent, deci am avut mai multe ramificații în partea de sus, vreo 2-3 ramuri scurte la mijloc și iată au plecat 1, 2, 3 ramuri puternice de la bază. În mod ideal, ar fi bine să înlăturați, deci lăstarii care cresc atât de jos, este bine să-i suprimați chiar la începutul perioadei de vegetație. În cazul nostru, folosim acest material în calitate de ramuri altoi, de aceea le-am păstrat. Dar dacă se întâmplă să aveți astfel de situații, deci să analizăm. În cazul de față avem o ramură groasă, puternică, bine dezvoltată, de un an, pe care în acest caz o voi păstra pentru a continua dezvoltarea acestui pom. Vedeți că este în același timp și ramura care a fost atașată de suport. De ce fac acest lucru? Motivul este foarte simplu. Deci, dacă aș merge pe a doua opțiune, pe care este și asta o posibilitate, de a păstra acest trunchi și ramura respectivă de continuare a axului, aș avea una, două, trei, aproximativ 5 rând pe acest trunchi, plus 3 la bază, plus acel cot. De aceea, la o analiză obiectivă, ne dăm seama că, iată, păstrarea acestei ramuri este cea mai bună opțiune, cea mai bună alegere. Iată cum am efectuat tăierea la acest pom. Am înlăturat partea de sus. Observați cum a fost făcută această tăietură. Am înlăturat cei doi lăstari laterali și am păstrat doar o ramură din care în acest an cu siguranță vom avea o creștere foarte puternică, judecând după grosime la baza a trunchiului. Și să știți că nu este nicio problemă de a face astfel de tăieri un pic mai severe, atât doar că din partea bazală s-ar putea să avem mai mulți lăstari care se vor porni în creștere. Ar fi bine să îi suprimăm atunci când ei fac maxim 10-15 cm în lungime, pentru a nu epuiza inutil rezerva de hrană a pomului. Cred că este destul de clar. Iată, la acest pom vom păstra tulpina care a fost și vopsită cu toate cele trei ramificații. Aici. Deci avem o ramură din care vom continua formarea pomului. Toate aceste ramificații scurte, cât și lungi, vor fi înlăturate. Iată aici, la fel, cred că este destul de clar. Se conturează foarte clar trunchiul, axul, toate ramificațiile laterale vor fi înlăturate. Iată aici la fel, deci avem tulpina principală. Toate ramificațiile laterale vor fi scoase.
Și ultimul exemplu la Chandler, o tulpină clar conturată, două ramuri pe care le voi înlătura, la fel cum voi înlătura și toate aceste ramificații scurte. Sunt acum în parcela cu soiul Peschanski, exact același principiu. Am o tulpină principală din care voi continua formarea axului. Am două ramuri laterale pe care le voi suprima la idee. Deci, exact același lucru. Tulpina clar conturată, trei ramuri pe care le vom suprima. Iată așa aici. Deci, o bifurcație. Alegem din aceste două ramuri pe cea care este de bază, cea care este cea mai bine dezvoltată, o păstrăm, o suprimăm pe a doua, suprimăm și aceste două ramuri și păstrăm doar trunchiul pentru formarea coroanei în anul 3. Dacă recapitulez ce s-a făcut în primul și al doilea an, deci să luăm acest pom ca exemplu, am plantat un pom inițial cu lungime de la 10 la 20 de centimetri. În primul an am avut o creștere de aproximativ 70-80. În cazul pomilor mai slab dezvoltați, i-am scurtat înapoi la aproximativ 30 de centimetri, iar unii care au fost și mai slabi, i-am tăiat ceva mai puternic. În cazul dat, deci am păstrat practic toată lungimea creșterii din primul an. Anul trecut, în anul 2, am avut ramificații în partea superioară a acestui pom și câteva ramuri mai scurte pe partea medie a trunchiului. La începutul anului 3 sau în general în perioada de repaus după sfârșitul anului 2, deci suprimăm toate ramurile laterale, păstrăm doar o tulpină, doar o ramură pentru continuarea tulpinii și pentru a putea proiecta în cursul anului 3 ramurile de schelet și a asigura o continuare a creșterii axului. Sper că este de înțeles pentru toată lumea. Dacă aveți anumite întrebări legate de formarea pomilor de 2 ani, vă rugăm să ne contactați. Perioada de curățare la nuc poate continua până în a doua jumătate a lunii martie pentru soiurile Peschanski și alte soiuri de selecție locală și până la început de aprilie pentru Chandler, Tulare, Ser sau pentru soiurile franceze, în special pentru Fernor, Franchet, tăierile pot fi efectuate până la jumătatea lunii aprilie, fiind soiuri ceva mai tardive. Noi am început practic campania de altoire la pepiniera Voinești. În scurt timp vom realiza un material video pentru a vă ține la curent cu toate lucrările pe care le efectuăm. În data de 25 aprilie vom avea un workshop, un atelier practic la pepiniera, care se va axa pe tot ce înseamnă pregătirea terenului pentru înființarea plantației de nuc și toate lucrările care se fac imediat înainte de plantare și după plantarea pomilor. La fel vom aborda problema întreținerii plantațiilor tinere, în special a livezilor până în anul 3 și 4. Și vom discuta toate detaliile legate de programul de protecție fitosanitară, fertilizare, operațiuni în verde, întreținerea solului.